O expoziție manifest dedicată Reginei Maria a fost vernisată la Centrul Constantin Brâncuș din Chișinău. Autorii sunt trei sculptori care au prezentat propuneri pentru monumentul Reginei, ce urmează să fie edificat în scoarul Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău. Asta în timp ce Asociația Monumentum are opera aproape finisate. Artiștii plastici susțin că au fost înscriși într-un concurs anunțat de Ministerul Culturii, care ulterior ar fi fost anulat. La rândul său, ministrul declară că ultimul cuvânt în această dispută îl va avea Consiliul Național pentru Monumente. Expoziția Regina Maria a României, ecouri contemporane, prezintă publicului creațiile a trei sculptori și o reprezintă pe Regina Maria în diferite perioade ale vieții. În 2022, Asociația Monumentum din Chișinău a lansat un concurs de selectare a sculptorului care urma să realizeze monumentul Reginei Maria a României. La scurt timp a fost ales câștigătorul proiectului Veceslav Jiglițchi, care a și început lucrarea. Un an mai târziu și Ministerul Culturii de la Chișinău a anunțat propriul concurs pentru același proiect, la care s-au înscris mai mulți sculptori. Aceștia nu au mai reușit să-și prezinte schițele deoarece concursul a fost anulat. Totuși, trei dintre ei și-au prezentat proiectele în cadrul unei expoziții la Chișinău. Expun macheta Reginei Maria și prezența noastră a tuturor autorilor, cred, vine dintr-un spirit civic ca o manifestare a rolului artistului în societate și dorim, practic, să semnalăm posibilitatea unei creații profesioniste. De fapt, noi cunoaștem că la moment Asociația Monumentum este ocupată cu ridicarea monumentului Reginei, dar ceea ce vedem noi pur și simplu ne împins ca să facem, să deschidem expoziția aceasta. Proiectul e destul de vast, se lucrează de mult timp la dânsul, dar noi am fost într-un fel așa mai pasiv față de acest, dar până la urmă ne-am hotărât și toți trei am hotărât să inaugurăm această expoziție pentru publicul larg. Președintele Asociației Monumentum, Iulian Rusanovski, susține că acum 2 ani a obținut toate actele privind organizarea concursului de edificare a monumentului Reginei Maria la Chișinău. Trebuie să fie foarte clar, între concursul Asociației Monumentum din 2022, organizat absolut legal, și concursul Ministerului Culturii din 2023, nu există nicio legătură. Iar ultima instituție și-a asumat acest pretins drept, pentru că așa a dorit ea și eu nu pot condamna acest lucru. Solicitat de TVR Moldova, ministrul culturii Sergiu Prodan a venit cu o reacție. Noi am anulat concursul pentru că de fapt l-am anunțat în susținerea acelui proiect pentru a găsi o variantă mai bună. AO Monumentum la un moment dat s-a răzgândit și n-a mai vrut să colaboreze cu Ministerul Culturii. Acest monument, când va fi el gata, trebuie oricum să primească avizul pozitiv al Consiliului Monumentelor de For Public. Expoziția manifest poate fi vizitată la Centrul Constantin Brâncuș din Chișinău până pe 16 mai. Monumentul Reginei Maria a României este în proces de lucru, iar potrivit Asociației Monumentum, acesta urmează să fie inaugurat în luna decembrie a acestui an. Cetatea Soroca, unul dintre